Mulțumesc, prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Noi de aici de la București vă salutăm și vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să fiți împreună cu noi. Fără să mai stăm pe gânduri, trecem direct la emisiunea din seara aceasta, cărui temă, așa cum ați văzut-o și în afișul pe care l-am postat astăzi pe canalul nostru, este vorba despre justiție. Vom vorbi despre justiție în contextul celorlalte libertăți și, bineînțeles, valori creștine. Îi spuneam un binevenit invitatului nostru din seara aceasta, un prieten apropiat al nostru și, bineînțeles, un invitat deosebit, tocmai de la Bruxelles, domnul deputat în Parlamentul European, Cristian Terheș. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. E onoare pentru noi de fiecare dată când stăm de vorbă cu oameni deosebiți, oameni care, pe lângă faptul că sunt implicați în viața societății, în viața publică, spunea cetății, au și un background, bineînțeles, creștin solid și, după cum vă cunoaștem, noi și, bineînțeles, cei care ne urmăriți deja de câteva ori, știu că dumneavoastră veniți din zona aceasta a credinței creștine practice. Ați slujit mai mulți ani de zile și, bineînțeles, drumurile vieții v-au purtat pe mai multe continente, ați călătorit, acum sunteți din nou în țară, mai mult sunteți în Parlamentul European, reprezentant al românilor. Corect. Și, bineînțeles, astăzi, în seara aceasta, cu noi în studio, și vă rog să mă credeți, cu dumneavoastră îndrăznesc să abordez tema aceasta a justiției. Nu este o temă ușoară, mai ales în contextul în care suntem noi, România, de mulți ani de zile și uitându-ne la ceea ce se întâmplă în lume și la tot ce e posibil să se întâmple în viitor, pentru că nimeni nu știe, discuția aceasta a dreptății, a libertății, a omului care dorește să fie tratat omenește, cu demnitate, devine din ce în ce mai interesantă și mai poate mai greu de imaginat. Așa că vă mulțumesc pentru acceptul de a discuta despre justiție în contextul în care trăim, bineînțeles, dar și plecând de la origine. Cum vedeți titlul? Pentru că titlul este destul de provocator. Știu oameni care sunt puțin sau mai mult adepți ai unei politici de stânga sau a valorilor de stânga, care de fiecare dată când noi și alții conservatori creștini au pus în temă, în public, tema aceasta a familiei, a libertății de expresie, a libertății de mișcare, practic ceea ce numim așa, într-un mod generic, valorile creștine, întotdeauna ni s-a dat peste nas pentru că nu punem accent foarte mult și pe justiție, dreptatea care într-adevăr și ea face parte din aceste valori creștine. Cum vedeți dumneavoastră legătura între noțiunea de dreptate, justiție și valorile creștine, practic și Dumnezeu, dacă să o luăm așa? Într-adevăr, titlul emisiunii este provocator, pentru că atunci când vorbești despre creștinism și despre și credință pe de-o parte și despre cultura iudeo-creștină pe de partea cealaltă, nu poți să faci abstracție de justiție și tot ceea ce înseamnă noțiunea de lege și dreptate. Diferența dintre credința creștină și iudaică pe de-o parte și orice altă credință din jurul lumii este că aceste două credințe sunt credințe ale cărții. Nu ai legea scrisă, mă rog, există și în cultura iudaică, și în cultura creștină sau în tradiția creștină, așa numită tradiție orală, care e paralelă cumva cu legea scrisă. Dar ceea ce înseamnă legiferarea efectivă în Vechiul Testament sau în legea veche, o găsești în Vechiul Testament. Ei, dacă deschizi Cartea Genezei, chiar în primele capitole din Cartea Genezei, o să vezi că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în centrul creației sale, în grădina Edenului, i-a dat pe de-o parte toate libertățile la îndemână, nu? Dar i-a dat o singură lege. Ai dreptul să mănânci, să te plimbi oriunde în grădina asta, cu excepția unui pom. În momentul în care vei mânca din roadele pomului cunoașterii binelui și a răului, vei muri. Și iată cum vedem din momentul în care deschizi Biblia, din primele capitole ale Genezei, noțiunea de lege, noțiunea de dreptate și implicit noțiunea de justiție. Pentru că pe acest concept se creează întreaga religiozitate a poporului evreu și implicit
în baza acestei noțiuni înțelegem ulterior venirea lui Iisus, viața lui Iisus, jertfa lui Iisus și tot ceea ce numim după Iisus astăzi cultură creștină și credință creștină. Și vreau să mă întorc un pic la această primă lege dată de Dumnezeu lui Adam. Că iarăși e un lucru interesant. Nu i-a dat-o Evei. Pentru că obligația pe care o avem în societate, că nu, legea nu poate fi educată, fiecare om care se naște să fie, să-i să spună, oh, trebuie să respecti legea nu știu care, ci este datoria familiei, a celor de lângă tine, să îl educe pe omul care nou intră în lume despre lege. Și mă întorc înapoi. Legea de a nu mânca din pomul respectiv i s-a dat numai lui Adam. Eva a fost creată ulterior, dar Eva a fost educată despre obligația, spune, respectării legii respective, ca în cazul în care va mânca, va muri. Că asta a fost și interacția dintre ea și diavol în momentul în care șarpele o întreabă. Este adevărat că Dumnezeu a zis că dacă veți mânca din pomul acesta, veți muri? Și ea spune da. Remarcați și întrebarea, modul interpelativ în care a pus-o, în care ea a afirmat că este, nu a negat, ci a confirmat că ulterior după aia Satana să dească semnul îndoielii, folosind cumva o tehnică de psihologie reflexivă cu Eva. Dar mă întorc înapoi la această lege. Vedeți, lui Adam i s-a pus la dispoziție întregul Eden, întreaga creație în fund și la urma urmei. Totul este al tău pentru că a fost creat pentru tine. Dar ai obligația, deci pe lângă toate aceste drepturi și libertăți pe care ți le-am dat, ai obligația de a respecta o lege. Una singură, nu mai mult. În momentul în care calci legea respectivă, vei muri. De aia ulterior Pavel în scrierile sale, atunci când face vorbire despre lege și încălcarea legii, spune că rezultatul încălcării legii e păcatul și implicit moartea. Nu? Că în momentul în care calci o lege, ești vinovat de păcat și trebuie să plătești. Ei, pe această concepție s-a creat ulterior întreaga religiozitate și practică iudaică, nu că ajungem ulterior pe timpul lui Avram. Dar mă întorc la momentul acesta al creației. Pavel spune că fără lege nu există păcat. Dacă nu ai o lege care ți interzice să faci ceva, făcând cu tare lucru, nu înseamnă că ai greșit. Nu? Din acest motiv, cineva care moare, de exemplu, nu mai poate fi acuzat că nu respectă o lege, pentru că e deja în afara responsabilității legii. Vedeți, când se spune despre Iisus că a fost născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i elibereze, tocmai în această perspectivă e privită situația. Dar aduceți-vă aminte de următoarele personaje care sunt menționate în Scriptură. Cain și Abel. Exact. Vedeți? În alte Cain exemple. L-a omorât pe Abel. A fost fapta sa o încălcare a legii sau nu? Este o dezbatere care există în domeniul teologic aici, pentru că la momentul respectiv nu existau încă cele 10 porunci. Nu exista încă scrisă, dată, porunca de a nu ucide. Și totuși, Cain se face vinovat de fapta respectivă, pentru că zice la un moment dat, când întreabă Dumnezeu, unde este fratele tău? Și Cain spune, ce mă întreb pe mine unde e fratele meu? Ce sunt eu, purtătorul de grijă a fratelui meu? Și într-adevăr, citind Scriptura în perspectiva respectivă, îți dai seama că fiecare suntem purtătorii de grijă a fraților. Chiar dacă chestia asta nu e pusă într-o poruncă efectivă, într-o lege, să spun. Ei, după aia ulterior ne întoarcem la ajungem la momentul lui Moise, momentul în care eliberează poporul evreu din robia egipteană și fiind în deșert îi se dă lui Moise cele 10 porunci. Vedeți o caracteristică a legii și astăzi. Cei care sunt studenți la drept sunt învățați despre faptul că o lege trebuie să fie clară, o lege trebuie să fie simplă. Dacă te uiți în vechime, o să vedeți că toate legile încercau să fie cât mai clare, cât mai precise, ca omul să le poată urma. În contextul actual, chiar acum, recent, o să vedeți, chiar Curtea Constituțională din România admite anumite excepții de neconstituționalitate cu privire la anumite texte legale, pe motiv că textele sunt neclare sau alambicate. Exact din motivul acesta, vedeți? Când Dumnezeu i-a dat lui Moise cele 10 porunci, nu i-a dat 3.000 de legi. Astăzi, în România, din câte am înțeles, sunt undeva la 3-4.000 de legi în
legi primare, cum ar veni, plus alte mii de legi care modifică legile. Deci vă dați seama că îmi trebuie un respect legea. Eu aș vrea să o respect, dar fizic, practic, e imposibil să o cunoști, nu? Ei, în momentul când i s-a dat această lege lui Moise, dacă ne uităm, vedem că s-a dat 10, nu mai puțin, nu mai mult. Legile respective sunt împărțite în două categorii, primele care au legătură cu interacția, relația, aș spune, dintre om și Dumnezeu și celelalte dintre om și aproapele. Interesant că s-au dat pe piatră. Vedeți, o lege ca să dăinuiască în timp nu s-a dat pe papirus, că erau și atunci papirus, sau pe piele, că ăsta nu rezistă în timp. S-au dat în piatră. Iar obligația lui Moise, obligația dată lui Moise a fost că după ce a făcut chivotul legământului, nu arca și a pus chivotul în cortul legământului, parte din chivot, pe lângă mană și pe lângă toiagul lui Avram, erau aceste legi a lui Aron. Vedeți importanța legii. Legea a fost centralitatea religiozității poporului evreu, pentru că mereu se raportau la această lege scrisă. Acum, pe lângă această lege scrisă, exista Talmudul, Mishdrach, Mishna, o serie de tradiții orale care ulterior au fost puse în scris, care încercau să explice ceea ce cu aceste 10 porunci. Dar religiozitatea în cultura iudaică era văzută ca o respectare a legii. Cu alte cuvinte, cu cât un om respecta mai cu atenție legea dată de Moise, cu atât omul era considerat ca fiind mai credincios. Din acest motiv, când ajungem în epoca lui Isus, avem această casta fariseilor, cum mai erau cunoscuți, aș spune, a învățătorilor de lege, care interpretau legea și căutau să găsească o aplicabilitate a legii într-o măsură atât de fină și de detaliată, încât, în opinia lor cel puțin, să considere să fie împăcați că au respectat legea. De exemplu, în Vechiul Testament există o prevedere să se dea zeciuială din grâne, zeciuală din ce are. Și atunci, la un moment dat, zice Iisus că sunt între voi care dau zeciuală din chimin, din isop și din mărar, iar pentru cine a văzut cât de mici boabele respective, erau unii atunci care, dacă aveau, nu știu, pus într-un recipient din ăsta semințele respective, luau la numărat și spunea unul, 9 pentru mine, unul pentru, știți? Și s-a ajuns la această situație absolut absurdă, unde și Iisus spune, da, e important să le ținem pe astea, dar voi ați uitat partea cea importantă din lege, să faci dreptatea, să ajungi pe văduve secundară. În momentul când vine Iisus, nu răstoarnă această lege, nu vine și spune tot ce ați învățat voi, tot ce ați făcut până acum e greșit, ci vine și o pune într-o lumină umană. Deci până la Iisus, gândiți-vă că au ajuns oamenii încât să se focalizeze atât de mult pe respectarea legii, încât uitau că de fapt legea a fost făcută pentru oameni și nu oamenii pentru lege. Și vine Iisus și pune totul într-o altă perspectivă. Bună oară, în pilda sau în momentul în care are loc așa numită predica de pe munte, nu? Unde exact. Vine și reinterpretează de fapt. Ați auzit ce s-a spus în vechime? Când postești să... nu știu ce, adevărat vă spun că, și vine și reinterpretează, când vă rugați, nu stați la colțul drumurilor să vă vadă lumea când vă rugați, ci închide-te în odaia ta și toate aceste lucruri pe care Iisus le face, vine și reinterpretează noțiunea de lege și de aplicabilitate a legii. Implicit, când vorbești despre lege, vorbești și despre dreptate, nu? Pentru că legea este o chestiune în afara ta. Dreptatea este raportarea la legea respectivă. Ei, vine Iisus și ulterior Pavel explică în scrierile sale despre acest sentiment, aș spune, de îndreptățire. Nu? Tu care ești păcătos și ești păcătos în continuare și vrând nevrând calci legea, nu? În momentul în care calci legea, cum spunea și Pavel, ești vinovat de moarte, s-a terminat. Cum ajungi totuși să fii un om drept? Și aici intră în scenă răstignirea lui Iisus și de fapt întregul sacrificiu pe care Iisus îl face, pentru că în conformitate cu legea, în momentul în care ai călcat legea, trebuie să fii pedepsit. Asta e legea, nu, legea e legată la ochi, chiar aveți aici în spate, nu se vede chiar întreaga zeiță, spunea, a justiției, dar se spune că justiția e legată la ochi. De ce? Că justiția nu se uită la fața omului. Chiar în Scriptură, în Vechiul Testament, o să găsiți multe referințe la această spusă,
dată lui Moise, ca Moise să o transmită mai departe, ca judecătorii să nu caute la fața omului, adică la aparența omului, în sensul că dacă se judecă un om sărac cu un om bogat în fața judecătorului, să îi se dea dreptate celui care are dreptate, nu să îi se dea bogatului numai că e mai bogat și celălalt că e mai sărac, că arată mai prost. Ei, în acest context vine Pavel și explică lucrurile acestea și pune în discuție chestiunea credinței. Vine Pavel și spune, nu suntem mântuiți, nu suntem îndreptățiți prin faptele legii. Adică, ce înseamnă asta? Oricâte fapte bune ai face tu în conformitate cu legea, ai suficient să încalci o lege, că ești terminat. Asta spune. Așa este. Ci vine și vorbește despre credință. Da. Exact mă întorc la chestiunea cu Cain și Abel. Vedeți, fapta lui Cain a fost rea. Nu că a încălcat o lege, că nu era lege să nu ucizi în momentul respectiv, ci a fost rea prin faptul că prin nedreptatea pe care a făcut-o. Vedeți? Dacă stăm și analizăm diferența dintre cultura iudaică pe de o parte și cultura creștină pe de partea cealaltă, o să vedem și nu numai iudaică, dar chiar și musulmană, islamică sau hindusă. Mereu se spune, veți găsi în aceste culturi religii să răspund un minus, să nu faci, să nu faci, totul focalizându-se pe a nu face. Pe când în credința creștină, credința creștină se focalizează pe a face, pe a face un bine continuu. Și asta se izvorăște dintr-o credință pe care o ai în aceste valori pe de o parte și în faptul că nu Iisus făcându-se om și venind și răstignindu-se pentru tine, ai cumva și tu obligația față de ceilalți să dai mai departe această dreptate și bunătate față de cei din jurul tău. Ei, având pe de o parte noțiunea de lege, de partea cealaltă noțiunea de dreptate, la un moment dat oamenii intră în contradicție, în conflict unii cu alții. Ce faci? Și mă întorc la Vechiul Testament. Cei care poate mi-au urmărit pozițiile publice de câțiva ani de zile, sunt foarte vocal pe chestiuni ce țin de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în România și pe chestiuni de independența justiției. Și unii mă întreabă, de unde vii tu cu... Exact. Care e originea? E în Biblie. Foarte frumos răspunsul. Știți de ce? Pentru că, înainte de a continua, am făcut această incursiune puțin în Vechiul Testament și vă mulțumesc că ați trecut așa rapid până la Domnul Hristos. Se vede clar de la început până la finalul Sfintei Scripturi că toată Biblia vorbește despre dreptate, despre justiție. Și dreptatea nu este invenția cuiva, a unui guvern, a unei instituții, globală. Este invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Corect. Și de aici este. Așa că a spus foarte important. De unde, când, în momentul când te duci, sunteți europarlamentari, mergeți acolo și când vorbiți de dreptate, mă întrebe, dar de unde atâta... Patos pentru chestia. Exact. Ce te interesează atât de mult? Te interesează. Pentru că istoria, pentru cei care ne urmăresc, sunt convins mulți au citit Scriptura din perspectiva unei cărți revelate, inspirate de Dumnezeu și să uită la ea ca la cuvântul lui Dumnezeu. La cei care nu cred, eu le spun următorul lucru. Citiți Vechiul Testament cel puțin, mă rog, dacă nu crezi, nu crezi, asta e. Dar citiți din perspectiva unei cărți istorice, a unei istorii. Veți găsi istoria unui popor, a unei națiuni, care se naște de la o familie, nu, familia lui Avram, devine o populație, devine un popor, devine o națiune și după aia ajung să aibă un stat. Vedeți această creștere, să spun, de la o familie numeroasă la o națiune care ajunge să aibă un stat. Ei, în momentul în care poporul evreu a ieșit din robie egipteană, conduși de către Moise, în acea perioadă de 40 de ani de perindare în deșert, o să-l găsim pe Moise având o serie de interacții cu Dumnezeu, unde Dumnezeu îi spune să instituie, să creeze anumite instituții în Israel, exact în ideea în care odată intrați în țara promisă, în Canaan, în Israel, să poată să stăpânească pământul respectiv. Și două dintre aceste instituții care au fost instituite, create de Moise, au fost căpeteniile pe de o parte și judecătorii pe de partea cealaltă. Foarte important. O să vedeți că atunci când e vorba despre calitățile pe care căpeteniile să le aibă, nu trebuie să fie oameni puternici, oameni people's friendly, le spune în engleză, oameni care pot interacționa cu alți oameni. Când se vorbește despre judecători,
Se spune că trebuie să fie oameni calculați, oameni echilibrați, integri, oameni care, exact, oameni care să judece drept. Mulți au fost șocați când le-am spus, uite, în Vechiul Testament, chiar în Torah, în Pentateuch, în primele cinci cărți, o să găsiți referințe la faptul ca judecătorul să nu ia mită. Și toți zic, cum adică? Da, domnule, era și atunci, mită, la judecători. Și se spunea să nu ia pentru a nu compromite dreptatea. Se spunea să nu se uite la fața omului care vine la judecată. Mai mult, spune să-l judece pe străin, exact cum l-a judecat pe unul din poporul lui. Asta înseamnă, se numește law of the land, îi spune și în engleză. Teritorialitatea legii, îi spune astăzi. Nu, prin România vedeți să perindă străin. Vine cineva, ai făcut o infracțiune pe teritoriul României, chiar dacă nu ești român, intri sub jurisdicția legii românești. Noi avem această concepție astăzi, în 2021, dar gândiți-vă că această concepție a teritorialității legii exista în perioada lui Moise, nu? Vorbim de undeva 1400 înainte de Hristos. Dincolo de asta, găsim prin instituirea acestor instituții, gen căpetenii și judecători, de fapt instituirea separației puterilor în stat. Pentru că Moise, la un moment dat, își dă seama, nu voi trăi pentru totdeauna. Chiar și socrul lui Moise îi spune, vezi că nu o să, mă rog, el era și cel care judeca, da, și cel care conducea, exact, și cel care vorbea cu Dumnezeu și primea legea direct. De la un moment dat îi spune și socrul, să vezi că nu vei trăi pentru totdeauna. Deci, și nu lăsa ca unul în popor să aibă toată puterea. Vedeți cât e de important pentru creștini care înțeleg această înțelepciune biblică, de ce e important să lupte împotriva tiraniei și împotriva totalitarismului. Și astăzi, sau în decursul secolelor, s-a întâmplat acest lucru. Pentru că avem aceste modele, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Nu lăsa puterea umană, să spun, puterea din lumea aceasta, în mâna unui singur om. Pentru că ăla i-a sortit greșelii. Și implicit, om fiind, va greși. Din acest motiv e bine să împarți puterea la cât mai mulți ca să existe un echilibru al puterilor. Și avem în cazul lui Moise, care instituie căpeteniile și judecătorii și implicit instituie două dintre cele trei puteri din stat. Puterea executivă și puterea judecătorească. Acum mulți se vor întreba, bun, dar noi avem și a treia putere în stat, puterea legislativă, parlamentul, cum ar veni. Da, care e rolul parlamentului? E de a face legi. Cine a dat legea poporului evreu? Dumnezeu prin Moise. Legea aia nu se mai schimbă. Deci nu era cazul să creeze și o putere legislativă, să spun, dar existau, pe lângă această lege efectivă dată prin revelație de Dumnezeu poporului evreu prin Moise, s-au creat în decursul timpului o serie de școli, să spun, de dezvoltarea jurisprudenței, cum se numește, de interpretare a prevederilor respectiv legale în contextul vremii. Și aici avem noțiunea despre aproape. Știți, în pilda samarineanului milostiv, vine la un moment dat un învățător de lege și îl întreabă pe Iisus spunând, cine este aproapele meu? Și s-a aștepta omul să primească o definiție din partea lui Iisus. Aproapele nostru este. Știți, ca la compunere sau când învățai teoremele alea la fizică, știți, sau la chimie. Nu. Teorema lui Pitagora este, cu tare. Ei, Iisus, în loc să-i dea o definiție, îi spune o poveste, o pildă. Pilda samarineanului milostiv. Și spune, unul a căzut între tâlhari, nu știu ce, trec doi, un preot și-n lovit, îl vede și trec pe alături. Vine și al treilea, un samaritean care, mă rog, era cumva la cuțite, să spun, cultural. Absolut, era. Iudei. Totuși îl vede pe cel căzut, se apropie de el, îi leagă rănii, le unge cu vin, cu nu știu ce, cu un de lemn și merge și la o casă de oaspeți și spune că îi plătește cheltuiala și dacă mai e cheltuială, când se întoarce, îi plătește și ce cheltuială în plus mai este. Și la sfârșit îl întreabă Iisus pe învățătorul de lege și citez, cine a fost aproapele celui căzut? Și repet întrebarea învățătorului de lege, cine este aproapele meu? Îl întreabă învățătorul de lege pe Iisus. Și după această pildă, Iisus îl întreabă cine a fost aproapele celui căzut. Iisus nu-i dă o definiție. Nu-i spune cine este aproapele meu, adică cine este altul. Și caut să ai o definiție cu privire la alții. Ci Iisus îi spune acestui învățător de lege a cui aproape poți tu să fii. Nu? Că și
acest învățător de lege când îl întreabă cine a fost aproapele celui căzut? Păi ăsta, al treilea, care a făcut milă cu el, zice. Mergi și tu și fă asemenea. Vedeți? În cazul acesta, e vorba despre o punere în practică a credinței pe care o ai în fapt. Pentru că nu poți să ai o lege care să spună cât de mult să-ți iubești familia sau soția sau copii, nu? Cât de mult să-i respecti sau ce să faci. Fiecare persoană găsește în inima lui mijloacele, manierele și modul. A zice că vine la pachet cu noi înșine. Când ne naștem, exact. Dumnezeu pune în inima noastră deja simțul acesta al corectitudinii, al dreptății. Adică conștiința, chiar dacă nu avem o lege, ne mustră atunci când facem rău. La exact. Un moment dat, bine, și aia da. Poate fi estompată, vă dați seama. Corect. Și durerea conștiinței. Dar la un moment dat simțim, nu te ține spre nimeni că am greșit, pentru că noi știm că am greșit. Da, conștiința spune la un moment dat, vezi că ai călcat pe bec. Și ne întoarcem iarăși la această perioadă a lui Moise, din perioada robie, din perioada aceasta de 40 de ani de perindare prin deșert. Pentru că e interesant cum, odată instituite aceste instituții, cum au fost căpetenile și judecătorii, vezi că se schimbă situația în popor. Pentru că la un moment dat spune, puneți căpetenii, păstă 5.000, 10.000, 20.000, adică într-o structură din asta piramidală. Pentru că era foarte greu pentru un singur om să conducă, nu știu, 100.000 de oameni. Gândiți-vă că la momentul respectiv, poporul evreu era un popor nomad. Nu era sedentar încă, era prin deșert, nu intraseră în țara promisă. Din acest motiv că multă lume s-a întrebat, domnule, cum au putut ăștia odată intrați acolo să cucerească efectiv? Nu numai să ocupe. Că poți ocupa un teritoriu, dar nu înseamnă că l-a și cucerit. Ei efectiv au cucerit teritoriul, adică au preluat tot ceea ce era în teritoriul respectiv cu oamenii care erau în zonă și i-au inculturat, i-au introdus în propria lor cultură. Și au făcut lucrul acesta pentru că au avut aceste instituții. Iar una dintre instituțiile cheie pentru reușita acestei acțiuni a poporului evreu a fost justiția. La un moment dat, Dumnezeu îi spune lui Moise în felul următor, fă dreptatea și numai dreptatea și vei stăpâni pământul. Per a contrario, cum se spune în drept, adică în opus la această afirmație, poți să spui că dacă nu faci dreptatea, pierzi stăpânirea pământului. Gândiți-vă că vorbim despre o afirmație, despre o regulă dată lui Moise de către Dumnezeu cu 1000 și ceva de ani înainte de Hristos. Ei, în aceste reguli se vorbește despre independența justiției, despre faptul ca judecătorii să nu se uite la fața omului, să fie independenți, să fie imparțiali, să nu fie corupți și să judece în conformitate cu legea și cu faptele. Acum, orice proces, cei care au fost în proces sau au avut proces penal sau civil care ne ascultă, știu că un proces se face pe probe. Acum, pentru noi astăzi, în secolul 21, e ușor să obții probe, nu? Că ai făcut o poză, ai făcut o cutare. Pe timpul respectiv nu erau așa. Și martorul era foarte important. Exact. De aceea, între cele 10 porunci, porunca care face referire la minciună, noi spunem să nu minți. Nu e să nu minți, dacă ar fi să o luăm ad literam, ci era să nu depui mărturie mincinoasă. Și de ce? Că de cuvântul tău depindea libertatea și chiar viața ăluia care era acuzat. Din acest motiv o să găsiți în Vechiul Testament că cel mai mare păcat în fața lui Dumnezeu, mă rog, pe lângă păcatele acestea de blasfemie, păcatele umane, să spun, era mărturia mincinoasă. Iar cel care era găsit ca fiind martor mincinos trebuia să fie pedepsit exact cu pedeapsa pe care ăla, împotriva căruia a mințit, o suferea. Plus că se mai cerea mărturia doi martori. Exact. Ce era foarte important. Întotdeauna s-a văd. Bun. Mai mult, încă un amănunt. Astăzi, când te duci, când te cheamă și procurorul sau polițistul să te audieze, nu te audiază, nu trei marturi care se audiază în același timp, ci fiecare martor e audiat separat. Chestiunea aceasta, să știți că s-a practica în Israelul antic. Veți găsi în cartea lui Daniel, prorocul, la un moment dat, un episod unde au fost doi bătrâni care au dorit să se culce cu o tânără, soția cuiva, și persoana respectivă n-a vrut. Și au zis, cei doi bătrâni, dacă nu te culci cu noi, o să dăm o mărturie că te-am văzut cum te-ai culcat cu un tânăr. Și aia a spus, asta e, faceți ce știți. Și aia, într-adevăr, au ieșit public și au spus,
fata respectivă, femeia respectivă, am văzut-o noi, martori, doi martori, nu? Și s-a pus problema, domnule, a făcut adulter, trebuie omorâtă cu pietre. Și vine Daniel și zice așa, stați un pic. Și i-a luat pe cei doi și i-a separat. Și a spus, tu unde ai văzut-o că a făcut adulterul? Păi sub un copac, nu știu de care. La ce oră? Păi seara la nu știu cât. Îl cheamă pe ăla. Tu când ai văzut-o? Unde ai văzut-o? Păi sub un copac, de altfel de copac. Când? Păi pe la miază. Nu se mai bătea mărturiile. Și a ajuns pe baza acestui, în engleză poate numele de cross-examination, știți, examinare încrucișată, să descopere că de fapt cei doi au mințit. Dar dacă ne uităm în Vechiul Testament, repet, din perspectivă istorică, vorbesc aici, prin ochii unui jurist, la tot ceea ce, la aceste prevederi din Vechiul Testament, o să ne dăm seama cât de metodici au fost evrei în perioada respectivă de a crea o societate dreaptă. Ca nici ăla care e sărac, nu? Să nu fie mai lipsit de dreptate decât unul care e bogat, la fel străinul să aibă aceleași drepturi ca și un autohton, să spun. Ori chestiunea asta o vedem și în Noul Testament. Pentru că atunci când Iisus vine și spune că n-a venit să stric legea, ci să o împlinesc, exact la lucrul acesta se referă. Însă el vine și spune, e necesar să mergi dincolo de lege. Că oamenii fiind implicit caz în păcat, caz, faci greșel, că n-ai, nu este om care să nu, cu excepția lui Iisus, nu, care să nu fi păcătuit. Foarte interesant. Asta înseamnă să discutăm despre dreptate, despre justiție în contextul valorilor creștine, despre care se discută mai des decât despre dreptate. Dar ne întoarcem acum la problema noastră a fiecăruia în secolul 21, a României, în special a justiției pe care o vedeți și în organizațiile europene și mai ales în Parlamentul European. Vreau să spun cum vede cum se vede de la Bruxelles problema aceasta a justiției în România și mai ales că noi tot timpul primim avertizmente pe zona aceasta, cât de reală este justiția celor care ne acuză pe noi de injustiție. Este surprinzător să vezi acest dublu standard de la nivel european. De ani de zile, cel puțin de când România a intrat în Uniunea Europeană, standardul și modelul de justiție care se impune România este un model de justiție inumană, specifică regimurilor totalitare, în cazul nostru de surginte sovietică. Noi am trecut odată printr-o astfel de experiență nefastă în anii 50, odată cu ocuparea României către regimul stalinist, sovietic, în momentul în care și justiția din România s-a stalinizat. Ce înseamnă concret acest lucru? S-a scos partea umană din justiție și s-a rezumat totul la niște litere moarte pe hârtie, unde dacă ai făcut ceva sau chiar și dacă n-ai făcut, dacă judecătorul considera că ai făcut cu probe, fără probe, nu mai conta, erai terminat. Ori, dacă ne uităm în decursul timpului în vestul Europei, genul de justiție care s-a dezvoltat în vestul Europei a fost o justiție umană. Pentru că, în fond și la urma urmei, obiectivul justiției, nu? Nu e moartea păcătosului, cum spune și Scriptura, ci îndreptarea sa. Ori, ceea ce vedem în ultimii ani în România este, de fapt, o justiție care conduce nu numai la moartea păcătosului, dar la moartea inclusiv, chiar fizică mă refer, a celui și care n-a făcut. Așa e. Pentru că afli după ani de zile de procese și te duci pe la CEDO și câștigi după 8-9 ani că tu de fapt ai fost condamnat sau cu tare persoană a fost condamnată fără probe. Și se reface procesul și spune s-a achită. E achitată persoana respectivă. Bine, dar ăla a fost... A stat în pușcărie. A stat în pușcărie și unii nu mai ies de acolo. Știți, în Statele Unite fiind și tot vorbind despre justiție, îmi scriau oameni din România, închiși, în temniță. Și în diverse situații, când veneam în țară, îi vizitam în închisoare. Pentru cei care ne urmăresc și sunt familiari cu pilda înfricoșate judecăți, se numește în Scriptură, este ultima pildă, în Evanghelia după Matei o să o găsiți, ultima pildă pe care Iisus a dat-o înainte să intre în perioada patimilor efectiv. Și acolo spune la un moment dat că la sfârșitul veacurilor, Dumnezeu, sau când va reveni Iisus în glorie, în slava sa, va aduna toate națiile pământului și va împărți pe oameni în oi și capre. Deci va aduna națiile în grup, cum ar veni, dar când le împarte individual, pe persoană,
în oi și capre, după principiul. Însetat am fost și mi-ați dat să beau sau nu mi-ați dat să beau, călător am fost și m-ați primit sau nu m-ați primit, înfometat și mi-ați dat să mănânc sau nu mi-ați dat să mănânc, bolnav și m-ați cercetat sau nu m-ați cercetat, în temniță și m-ați vizitat sau nu m-ați vizitat. Dintre aceste cinci fapte ale carității, să spun, primele trei dintre ele au legătură cu oameni care vin la tine, nu? Oameni exact. Care îți cer ceva. Dăm să beau, dăm să mănânc, dăm undeva unde să îmi plec capul. Celelalte două au legătură cu fapte unde tu trebuie să mergi să cauți. Deci tu ești ăla în mișcare. Știți, când vorbim despre aproapele nostru, vorbim despre apropierea dintre două puncte, unde pot fi ambele puncte în mișcare sau numai una dintre ele în mișcare. În cazul pildei Samarineanului Milostiv, punctul static era ăla căzut, punctul în mișcare erau preotul și levitul, nu? Care zice, da, l-a văzut și a trecut pe alături, deci în loc să se apropie, s-a dus mai departe, și ăsta al treilea care s-a apropiat. În cazul acestei pilde, cel care caută de mâncare, cel care caută apă, cel care caută un loc de odihnă, sunt cei care se mișcă, să spun, care caută, îți bat la ușă, să-i primești. Dar în cazul celorlalți doi, cel bolnav și cel închis, ăla nu se poate deplasa. Nu poate veni el după tine să spună vizit, trebuie să mergi tu să cauți. Ei, vă spun că preot greco-catolic fiind în Statele Unite, la noi ca la ortodoxi, avem această pildă, pericopă evanghelică, să citește înainte Apostolului Mare. Și am tot predicat despre ea, cum îți cade, nu, în fiecare an, când îți pică pericopa respectivă, tot predici despre ea. Dar n-am înțeles sensul vizitei. Că în temniță am fost și nu m-ați vizitat sau nu m-ați cercetat până nu m-am dus efectiv și am vizitat pe cineva în închisoare, venind în România. O persoană abuzată care mi-a scris în Statele Unite. Și de atunci mi-am făcut o obișnuință, să spun, ca de fiecare dată când veneam în România din state, o dată pe an, și eram la București, să vizitez o astfel de persoană închisă. Pentru că îți dai seama cât de important e pentru persoana respectivă să știe că e cineva acolo care îi pasă de ea. Vedeți, nu spune în temniță am fost și m-ați eliberat. Nu zice asta. Eliberarea unei persoane din închisoare ține de justiție, nu? Dacă, ci m-ați vizitat, m-ați cercetat, adică ai mers să vezi ce face. Și găsim toate aceste exemple în Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, despre această justiție umană. Un alt amănunt vis-a-vis de umanitatea pedepsei se numește. În Vechiul Testament nu o să găsiți, de exemplu, pedeapsa cu închisoarea. Cineva care era condamnat la o pedeapsă, fie era condamnat la moarte, fie să plătească, fie să fie biciuit, de exemplu. Dar în cazul biciuirii, se spune așa, dacă unul i-a zis că îi se dau 30 de bice pentru o faptă care nu era atât de gravă, dar dacă după 15 bice judecătorul vedea că persoana respectivă se simte rău, vă dați seama că unul era mai... Cauzatoare de moarte până la urmă. Exact. Spunea, trebuie să se oprească executarea pedepsei. Pentru că a fost suficient. Chiar dacă nu a primit persoana 30 de bice, dacă după 15 bice nu s-a creat suficient damage, suficient de multă durere persoanei respective, judecătorul spunea, gata, considerăm pedeapsa aplicată. Tocmai pe ideea de a nu nenoroci, de a nu nimurici omul respectiv, pentru că obiectivul pedepsei nu este pierderea omului, ci salvarea sa. Ei, ne întoarcem la ceea ce se întâmplă astăzi în România. Gândiți-vă că România astăzi, chiar acum citeam, în luna martie 2021, va veni din nou Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu o decizie pilot cu privire la situația persoanelor încarcerate în România. România are, din punct de vedere a condițiilor, din pușcării, sunt cele mai insalubre închisori. Cu privire la densitatea populației penitenciare, persoanelor din detenție, avem cea mai mare densitate pe metru pătrat. Cu privire la... gândiți-vă că noi n-am mai făcut închisori. Sunt în Transilvania închisori din perioada austro-ungară, care sunt și astăzi folosite. Vă dați seama cum sunt închisorile respective. Ei, vine Curtea Europeană acum și probabil va condamna România, și vorbim de mii de cazuri aici, că a fost o decizie pilot, în sensul că foarte mulți dintre cei care erau
încarcerați în România au făcut plângere la CEDO și CEDO a venit o plângere, a venit două, trei și după un număr de plângeri au zis, bă, voi aveți o problemă. Deci au zis, sistem judecarea tuturor cauzelor pe chestiune, pe chestiunile acestea individuale. Individuale, ce țin efectiv de tortură, de tratament inuman și îți dăm timp să rezolvi problema. Și îți dăm 2 ani. Dacă nu o rezolvi, dăm drumul la tot. Și atunci plătești. Vă dați, da. Și pe timpul guvernului Cioloș în 2016, ministra justiției de atunci, Raluca Prună, a venit cu un astfel de, cu o astfel de lege. Legea recursului compensatoriu, care spunea în felul următor. Dat fiindcă tu ai stat în condiții inumane, insalubre, de-a dreptul vecine cu tortura, ca să cumva noi să te recompensăm pentru situație, îți scădem din pedeapsă. Adică, dacă ai stat o lună, îți mai scădem o zi din pedeapsă. Sau ceva de genul ăsta era, o săptămână, o zi, ceva de genul ăsta. S-a început însă ulterior, repet, legea respectivă dată de guvernul Cioloș. Vine ulterior campania electorală și vă dați seama când e campanie, e cel mai ușor să vii să-i criți, să-i acuzi pe alții. Și a început acuzația aceasta că cineva vrea să-i scoată pe alții din pușcărie, nu? Că Dragnea vrea să scape sau nu știu care, și au abolit legea respectivă. Deci o lege care de fapt era în acord cu aceste recomandări ale Curții Europene a Drepturilor Omului a fost abolită și vine acum în martie deadline-ul. Și ăștia spun, bă, ce ați făcut? Și noi nu că n-am făcut ce au spus ăia, am revenit la situația anterioară. Și temerea multor, acum chiar am văzut discuția pe diverse forumuri publice, va fi că vom fi și condamnați ca țară și va trebui să și plătim pe aia care au stat în închisoare în condiții inumane. Și atunci discuția e, cum poți să ieși din acest cerc vicios? Nu? Păi în primul rând să găsești alte alternative de pedepse. Poți găsi, nu știu, pe lângă încarcerarea efectivă, poți să-l duci la munci, poți să-l duci să-i dai închisoare cu suspendare sau cu amânarea pedepsei. Adică sunt formule, mijloace, tocmai pentru a-l ajuta pe omul ăla. Da, îl pedepsești ca stat pentru încălcarea unei legi, dar pe de partea cealaltă, dată fiind situația din închisor, să nu-l nenorocești pe omul respectiv, mă refer, pentru infracțiuni minore, nu pentru crime și pentru viol sau pentru chestii din acestea grave. Da, poți găsi. Din păcate, în societatea românească nu poți avea genul ăsta de discuții raționale pe o astfel de temă. Și facem comparație cu Statele Unite. Și atât pe perioada președintelui Obama, cât și pe perioada președintelui Trump. O să vedeți. Periodic au eliberat persoane din pușcărie individuală. Da, văzut, le-au dat această clemență. Au modificat diverse legi, tocmai pentru a ușura pedepsele, pentru că s-a dovedit în decursul timpului că pedepsele dure nu întotdeauna fac ca infracționalitatea să fie mai redusă. Și aici avem în perioada antică așa numitele legi a lui Dracon, se numeau. De-aia spunem astăzi draconice. Legi draconice. Exact. De duritate din aia unde ai călcat pe bec, au terminat. Dar s-a dovedit că pentru că omul cu cât e mai dură pedeapsa, cu atât va găsi formule să scape de a fi prins și tu de fapt în loc să-ți atingi obiectivul pe care l-ai cu pedeapsa respectivă, are exact, mă rog, efectul opus. Din acest motiv ar fi bine ca în această societate românească în care suntem astăzi, vocea bisericilor și a oamenilor bisericii să se audă când vine vorba despre justiție, tocmai din această perspectivă a credinței, a istoriei și culturii iudeo-creștină pe care o avem în spate. Că nu poți face abstracție de ea, nu poți face abstracție de faptul că justiția și tot ceea ce înseamnă stat modern, occidental, democratic astăzi, s-a bazat avându-l pe om în centru. Când ai scos lucrul acesta în afară, și totul de fapt se bazează numai pe partea aceasta represivă a statului, cum era în perioada comunistă și în perioada stalinistă, ajungem la genul acesta de justiție pe care îl vedem astăzi. Mai este un amănunt interesant aici vis-a-vis de România. În momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană, încrederea în justiție era undeva la 35-40%. Oamenii aveau o anumită așteptare și credeau că odată intrați în Uniunea Europeană, lucrurile se vor rezolva. Justiția, din păcate, n-a mers din bine în mai bine, ci a mers din bine în mai prost. Pentru că a urcat până la undeva, la nivel de încredere, mă refer,
75% până prin 2015, după care a scăzut astăzi fiind undeva la 25%. La 13 ani după intrarea României în Uniunea Europeană, încrederea în justiție astăzi în România este sub nivelul pe care l-a avut justiția când România a intrat în UE și înseamnă că avem o problemă. Atât noi, cât și oficialii europeni care vin și ne dau indicații prețioase cu privire la justiția aceasta pe care s-o aplicăm la noi, dar nu se aplică și la ei. Știți? Când s-a discutat în România despre modificarea legilor ca cei care fac fapte de evaziune fiscală, de exemplu, sau corupție, de abuz în serviciu cu folos necuvenit se numește, mă, pune-i să plătească. Că așa e peste tot în Occident. Știți scandalul cu Volkswagen-ul din vest, nu? Sau cu băncile din, exact, cu băncile din Olanda și de prin alte părți care au fraudat statul. Statul nu a venit și n-a închis Volkswagen-ul pentru fapte de corupție sau pentru că nu au înșelat statul cu privire la noxele alea și cu asta. Au venit și au spus, bă, uite aici e o amendă cu multe zerouri. S-a terminat. Pentru că interesul statului e... Când îl ai pe unul cu o firmă, nu să-i închizi firma sau să-i blochezi conturile 7 ani până când tu îl judeci. Nu, îi dai o amendă. Îi dai o amendă pentru că ăla dă de lucru la oameni, face bani, plătește taxe, nu știu ce, dar dacă a încălcat legea, îl pui să plătească. Și am propus lucrul acesta. Am vorbit cu, în 2018-2017, când au fost discuțiile pe coduri, pe codul penal în Parlamentul României, am făcut această propunere și am spus, domnule, dacă unul e prins că a făcut evaziune fiscală, dau un exemplu, de ce trebuie să închizi firma? De ce trebuie să-l arunci pe el în pușcărie ca toți oamenii care lucrează pentru el să rămână fără locuri de muncă? Păi dai o amendă de, nu știu, 300% din suma pe care a păgubit. Exact. Și gata. Tu ca stat, tu ești pe plus. Nu mai pui pe ăla în pușcărie, zi. Nu-l mai pui să fii condamnat la CEDO, că n-ai condiții bune în închisoare. Pe ăștia pe care statul îi ține în închisoare, vă dați seama că ai o grămadă de costuri cu ei, că trebuie gardieni, trebuie să le dai de mâncare, trebuie să le dai îngrijire medicală. Așa, dacă vii cu niște amenzi draconice, într-adevăr, ai rezolvat problema. Cum e peste tot în vest. Și, sau chiar confiscarea, dacă vorba de averilor ilicite. Evident, asta e dincolo de... Mai mult decât... Mai sunt și cazul în care oamenii fac pușcărie, fac fapte mari de corupție, fac pușcărie, dar nu le se ia nimic. Practic, cea mai simplă posibilitate de a te îmbogăți să faci pușcărie după ce ai furat și ai dat niște tunuri mari, atât timp cât averea nu ți se confiscă, este că faci pușcărie câțiva ani, dar după aceea te-ai asigurat. E foarte bună remarca aceasta, că mulți se întreabă unde sunt banii de la persoanele acestea acuzate și condamnate pentru fapte de corupție. Nu ne ajută dacă stă corect. Un mare corupt în pușcărie. Pe mine nu mă ajută. Iai suma respectivă și încă o amendă de... Exact. 500%. Sau vii cu o sumă, vii cu o sumă de genul acesta, care asta într-adevăr ar descuraja astfel de fapte. Păi gândiți-vă dacă ești într-o funcție publică și tu ești ăsta care dai contracte din pix și iei 10% panândărăt, nu? Da. De la fiecare contract. Păi ok, te-o prins DNA-ul, să spunem, și te-o băgat 5 ani la pușcărie. Dar tu, în perioada cât ai fost la putere, ai făcut câteva milioane de euro. Păi dacă faci un calcul, zice, măi, mi se merită. Nu-ți mai pasă. Nu? Că ești condamnat cu 5 ani, ai făcut 2 ani jumate, mai nu știu ce, și că ai condiții din astea în pușcărie care nu sunt ok, mai scade câte o zi la fiecare lună și te trezești că... Și ai făcut 1 an ai jumate? Ai putea să o faci, exact, și... foarte simplu cu astfel de măsuri punitive pecuniare. Dom'le, ai, nu știu, luași pagă 1 milion de euro, ai plătit 10 în plus. Ai, nu știu, făcut un contract din ăsta unde ai cerut 10% panândără din contractul respectiv, l-ai amendat de nu s-a văzut. Evident îi dai și dacă e cazul, nu știu, aici va trebui bine gândit, analizat. Dar vedeți, genul acesta de discuții, din păcate, raționale, fără patimă, fără nu că scapă nu știu care sau vrem să-l băgăm pe altul în pușcărie. Hai să vedem cum putem să găsim cea mai corectă, echilibrată și echitabilă formă de pedeapsă, unde pe ăla care a greșit să-l faci să simtă că a greșit, dar și tu ca stat să nu cheltui cu el mai mult decât ai obținut de la el. Uite, am văzut pe pagina DNA-ului, chiar zilele acestea, un comunicat de presă unde zice... A fost trimis un administrator a unei societăți în judecată pentru o evaziune fiscală de 11.000 de lei. 11.000 de lei. Domnule,
Am stat și m-am gândit cât a costat salariul procurorului, cât a costat salariul grefierilor și ălora care sunt acolo, cât va costa salariul judecătorilor să judece cauza aia vreo câțiva ani, nu? Da. Bun, îl condamnă pe ăla 11.000. Bun, să spunem, îi dă și închisoare. Nu știu, mă duc acum pe cazul extrem. Face și închisoare pentru 11.000 de lei. Păi nu, mai bine îi spune la bă, uite, e 11.000 de lei și plus o amendă de 100.000. Exact. Și atât a terminat. Că tu, în fond și la urmă urmei, când tragi linie, tu ca stat, tu vrei ca cu cât mai puține resurse alocate de la stat să obții cât mai mult din aceste prejudicii înapoi. Ori noi le facem exact invers. De-aia în America o să găsiți deal-urile alea, cum se numesc, le vedeți și în filme, cu procurorul, nu? Dacă ești de acord, îți admiți vinovăția și ești dispus să plătești paguba respectivă cu o penalizare, ei spun da, ok, nu mai are rost să, nu, interesul meu nu e să te țin în închisoare, ci să obțin paguba de la tine. Din foarte. Acest motiv, repet, e important ca lideri religioși, biserica, vedeți, fiecare din perspectiva lui să fie implicat în această discuție. Pentru că, din păcate, în România, în ultimii ani, auzim vocea organelor de represiune, auzim vocea diverselor ONG-uri care au vădit anumite interese, sunt plătite de diverse grupuri de interese sau persoane cu interese să aibă o anumită poziție, dar nu găsim sau găsim prea puțin vocea bisericilor și a liderilor religioși care să vorbească despre partea aceasta din justiție care pune centralitate în fond și la urmă pe om. Slavă Domnului! Foarte bine explicat, foarte frumos a făcut legătura asta între tot ce a însemnat dreptatea, justiția în Vechiul Testament până în zilele noastre și, bineînțeles, cu aplicarea sau cu aplicația în țara noastră, unde, într-adevăr, justiția rămâne un punct fierbinte în orice discuție. Vreau să încheiem cu o concluzie generală asupra creștinului de rând. Ați vorbit de lider, dar până la urmă știți cum e. Am văzut că liderii, într-adevăr, și sunt oameni. Și fie că sunt lideri politici, fie sunt lideri religioși, am auzit tot felul de întâmplări și experiențe în care, până la urmă, orice om este pasibil unei greșeli. El poate greși ca oricare, indiferent de poziția religioasă, indiferent de poziția politică, inclusiv magistrat, știți, omul rămâne om. Așa că, din punctul dumneavoastră de vedere, așa ca sfat, spunem, poate duhovnicesc, prietenesc, ca un om care vede lucrurile puțin de sus, de la, din Parlamentul Europei, care ar fi sfatul dumneavoastră credincioșilor și cetățenilor în același timp? Până la urmă, la firul ierbii, aici se face bătăle. Da, și sfatul ar fi pentru amândoi la fel, și pentru cetățeni și pentru credincioși, că îi văd suprapunându-se aici. Și e trist că mulți credincioși nu sunt conștienți exact de importanța exercitării drepturilor cetățenești. Pentru noi creștini, în momentul în care ne facem cruce sau ne uităm la semnul crucii, e important să conștientizăm că un om nevinovat, de bună voie și nesilit de nimeni, a decis să moară pentru păcatele mele. Este o jertfă individuală, nu e numai una generală, în raport cu păcatele mele. Ori tu, când ești conștient de lucrul acesta, îți dai seama cât e de important, pe de o parte, să crezi în jertfa respectivă, tocmai ca să ți se ierte propriile păcate, dar cât e de important tu, la rândul tău, să te uiți în jurul tău și să vezi ce bine poți să faci și unde e cazul, ce păcate poți tu ierta. Că de-aia și spunem rugăciunea Tatăl nostru, nu? Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Trăim, din păcate, într-o societate unde totul se bazează pe ură, pe tensiunea aceasta continuă. Eu vreau să fiu mai bun, numai opinia mea să fie ascultată, tu ești un nimeni, hai să-l călcăm în picioare pe celălalt. Ori creștinismul este un mod de a fi uman, în primul rând, pe lângă partea de credință, e un mod uman. Uitați-vă la, dacă ne uităm în decursul istoriei, lucrurile bune, minunate pe care creștinismul le-a dezvoltat în societate, inclusiv chestiunea cu justiția, cu egalitatea în fața legii, despre care vorbeam. Din acest motiv, apelul meu pe care îl fac credincioșilor și cetățenilor care ne ascultă este să fie conștienți de jertfa pe care Domnul Iisus a făcut-o pe cruce pentru ei și pentru fiecare dintre noi în mod individual, și de partea cealaltă să se uite în jur
ce bine pot ei să facă, exact având în minte modelul pildei samarianului milostiv. Să nu se întrebe cine este aproapele meu, ci să spună a cui aproape pot să fiu eu și să acționez în consecință. Slavă Domnului! Nu se putea încheia această emisiune mai frumos decât a făcut-o dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Târheș, mersi, vă mai așteptăm și la noi în studio și, bineînțeles, așteptăm să mai abordăm și alte teme. Deja acum, la încheiere, mi-ați aruncat puțin minge la fileu. Data viitoare o să discutăm, probabil, dacă vom fi sănătoși, despre drepturile cetățenești ale românilor și nu numai, despre exercitarea drepturilor cetățenești, de care cu siguranță pe care cu siguranță ar trebui să le știm în primul rând și apoi să le punem în practică. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult că ați fost și în seara aceasta cu noi. L-am avut invitat în studio pe domnul Cristian Târheș, membru în Parlamentul European. Vă mulțumim foarte mult că și în seara aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, vă spunem la revedere!